Misterele și fenomenele stranii înspăimântă și fascinează deopotrivă, iar unele sunt prezente peste tot în lume. Cert este că la noi în țară, deși se spune că e pământ binecuvântat, avem destule locuri încărcate de energii care dau fiori și locuri unde se întâmplă lucruri inexplicabile. O piatră funerară sub forma unui sicriu, aflată în satul Hrip, județul Satu Mare, este un mister de aproape 200 de ani. Potrivit legendei, în acel loc a fost îngropat preotul reformat Ianoș Sabo, blestemat încă din tinerețe de săteni să nu aibă odihnă nici după moarte. La scurt timp după înmormântarea preotului, legenda spune că sicriul a ieșit în mod straniu la suprafață. Sătenii l-au îngropat înapoi, însă sicriul a continuat să iasă la suprafață. Până la urmă, oamenii au hotărât să toarne beton peste sicriu, iar de atunci sicriul stă în interiorul pământului. La un secol după strania întâmplare, o altă situație asemănătoare a bulversat comunitatea din Hrip. Oamenii locului spuneau că prin anul 1950 murise un bătrân despre care se spunea că este urmașul preotului reformat. Ceilalți membri ai familiei lui aveau o criptă la cimitir, aproape de locul unde era îngropat preotul, așa că urma să fie și el îngropat acolo. Groparii au început să sape groapa încă de dimineață. La un moment dat au găsit un sicriu intact. Curioși, l-au desfăcut și în interior au găsit o femeie. Doar că în momentul în care au scos-o din sicriu, femeia era intactă, nu putrezise deloc, doar părul și unghiile îi crescuseră. Groparii au pus-o în picioare la marginea gropii și a venit tot satul să o vadă. Era întreagă, parcă din piatră. O zi întreagă au ținut-o acolo, iar bătrânii spuneau că era soția preotului Ianoș Sabo. O legendă mai puțin știută o regăsim în comuna Teliu, județul Brașov. Aici se află cel mai mare tunel din țară, construit de inginerul Colțână. De altfel, de numele acestuia se leagă și subiectul legendei. Se crede că inginerul ar fi construit tunelul, iar în ziua inaugurării s-ar fi urcat deasupra gurii tunelului, ar fi tăiat panglica inaugurală și ar fi încercat să unească simbolic două fire electrice. Tragedia a făcut ca cele două fire să producă o flamă, iar inginerul a murit electrocutat. El a fost înmormântat într-un cavou în formă de tunel, dar în anul 1963 a fost deshumat și mutat într-un cimitir din București, cavoul fiind furat bucată cu bucată. Așa a început și legenda. Se crede că fantoma inginerului bântuie tuneluri de 7 decenii, iar sute de oameni au semnalat prezența sa în zonă, plimbându-se cu două fire în mână. Oamenii mai spun că de nenumărate ori, pe timpul nopții, în interiorul tunelului se pot vedea flame sau scântei care par să provină din atingerea a două fire electrice. Mai mult de atât, uneori se aud din interiorul tunelului țipetele unui bărbat care spune că este blestemat să rămână aici pe veci. Ce poate fi mai înfiorător decât să mor sufocat în brațele unei statui? Deși pare greu de crezut, sunt oameni despre care se spune că au pățit asta. În cimitirul Eternitatea din București exista statuia unei femei despre care se spunea că s-ar fi sinucis în apele Dâmboviței după ce a fost părăsită de iubit. Legenda spune că dacă te așezi noaptea în brațele statuii, vei muri sufocat. Curios să vadă ce se întâmplă, mulți au testat acest lucru și nu au pățit nimic. Totuși, se pare că a existat o adolescentă care și-a pierdut viața în acest mod cumplit. Legenda spune că tânăra era o descendentă a fostului iubit al femeii și că astfel statuia s-a răzbunat. Ulterior, statuia a fost mutată din cimitir, însă nu se știe unde a fost dusă. Castelul Corvinilor este simbolul orașului Hunedoara și un exemplu important de arhitectură gotică din Transilvania. Cunoscut și sub denumirea de Castelul Huniazilor, cetatea ridicată în secolul al XV-lea de către Ioan de Hunedoara se mândrește și cu numeroase legende. Legenda spune că fântâna din curtea interioară a castelului ar fi construită de 3 prizonieri turci. Acestora li se promisese libertatea în schimbul construirii fântânii, dar după ce au muncit 15 ani pentru a găsi o sursă de apă potabilă,
nu au mai fost eliberați, ci au fost omorâți. Legenda este susținută și de inscripția de pe fântână care spune: cel care a scris această inscripție este Hasan, care trăiește ca rob la Gheauri, în cetatea de lângă biserică. Din acest motiv, turiștii turci și nu numai aruncă monede în apă pentru a răsplăti cumva truda prizonierilor. Legenda mai spune că sub sala cavalerilor există o celulă în care se spune că a fost ținut închis Vlad Țepeș, captiv multă vreme la curtea rudelor lui, devenite regei Ungariei. Poveștile spun că silit să mănânce șobolani ca să supraviețuiască și ar fi pierdut mințile devenind astfel Dracula. Pe lângă toate aceste povești, numeroși turiști sosiți să viziteze castelul au surprins siluete fantomatice în fotografiile făcute în incintă. Publicate pe internet, fotografiile au făcut în conjurul lumii și au adus castelul Corvinilor în topul celor mai bântuite castele din Europa. În plus, cu câțiva ani în urmă, niște turiști au reușit să-i păcălească pe paznici și să rămână fără știrea acestora în castel peste noapte. A doua zi au ieșit din castel înspăimântați și plini de răni și vânătăi. Ei au declarat că peste noapte ar fi fost ținuți prizonieri de o fantomă foarte violentă, care i-ar fi lovit în mod repetat, provocându-le respectivele răni. Castelul Cantacuzino din Bușteni, construit în anul 1911 de prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino, era la vremea respectivă una dintre cele mai frumoase clădiri din regat. Istoria a fost însă nedreaptă cu castelul, care după anul 1948 a devenit sanatoriu al Ministerului de Interne. Strălucirea de odinioară a pălit pentru jumătate de veac. Abia după Revoluție, clădirea a fost restaurată și transformată în muzeu. Familia Cantacuzino a avut o istorie tumultoasă, mulți dintre membrii murind de moarte violentă. De aici o serie de povești, toate legate de castelul din Bușteni. Mulți dintre turiști spun că au surprins pe fotografiile făcute în timpul vizitei sfere luminoase care nu pot fi decât spiritele celor dispăruți. Mai mult decât atât, noaptea în împrejurim se aud țipete înfricoșătoare, iar siluete zboară printre copaci lăsând în urma lor dâre de fum albicios. Bântuit sau nu, castelul din Bușteni rămâne o clădire cu o mare valoare arhitecturală și istorică, un adevărat simbol al stilului neoromânesc. Lacul Miresei sau Lacul Bisericii de la Câmpina este cunoscut ca o apă blestemată, o atracție inexplicabilă pentru sinucigași și un loc în care se petrec accidente mortale. Numeroasele accidente petrecute aici, sinucideri și înnecuri aparent fără vreo explicație, au dat naștere sau au fost puse pe seama unor legende străvechi. O legendă povestită de localnici este a unei biserici care exista pe acest loc în jurul primului război mondial. Povestea spune că în timpul unei slujbe, biserica s-a prăbușit din senin peste toți credincioșii aflați înăuntru. Și pentru ca niciunul să nu-și găsească scăpare, pentru că erau păcătoși, o apă mare a acoperit biserica și a înghițit pe toți. Se spune că atunci, un preot aflat și el în biserică a aruncat un blestem asupra locului, așa cum se neacă și el să se nece și alții. Iar preotul la vremea respectivă ar fi blestemat ca cei care nu cred în Dumnezeu să rămână în acest lac pentru vecie. Tot de lac se leagă și povestea unei tinere nefericite în dragoste, legendă care ar fi dat și unul dintre numele apei. O fată pe care părinții au forțat-o să se mărite împotriva voinței ei cu un bărbat urât, bătrân, dar bogat, deși ea iubea pe altcineva, s-a aruncat în apă în ziua nunții îmbrăcată în rochie de mireasă. Dimineață, peluciul apei nu mai era decât voalul alb și florile de lămâiță. Mulți dintre câmpenii care locuiesc în apropierea lacului povestesc că în nopțile cu lună plină, mireasa nefericită apare plutind pe lac. Legendele despre biserica scufundată sau mireasa sinucigașă sunt acceptate de unii dintre localnici, pe când scepticii spun că sunt doar povești scornite. Este cert însă că foarte multe persoane, în special bărbați tineri, și-au găsit sfârșitul în acest lac. Unii pentru că s-au sinucis, atrași irezistibil de apa tulbure și adâncă, iar alții pentru că s-au înecat la scăldat în condiții inexplicabile.
Și mie mi s-a întâmplat, bunica dimineața mi-a spus, nu face baie, era să mănânc chiar aproape aici de marginea lacului, am fost salvat de către cineva de pe malul celălalt. Da, știați foarte bine să nut. Da, da, știam foarte bine să nut. Dintr-o dată ceva, nu știu ce s-a întâmplat, picioarele n-au mai răspuns la comenzi. Mă trăgea ceva în jos, da. Singura șansă a fost că rămăsesem conștient totuși, nu intrasem în panică, mă împingeam în picioare și am aspirat să luam aer și până a venit cel de pe malul celălalt și m-a salvat. Timp la o oră, două, după ce eu am fost salvat, totuși s-a necat un tânăr în lac. Despre sinucigașii bărbați se spune că vin ca hipnotizați pe cărarea care duce la lac. Sunt aleși de mireasă și merg spre apă ca și cum ar merge la întâlnirea cu o femeie, fără a putea fi opriți. Localnicii spun că în toate cazurile, morțile au fost precedate de un vuiet al lacului, un freamăt bizar care se aude în fiecare an din adâncuri. Este semn că apele cer suflet de om tânăr, în special de bărbat. Una dintre legendele care continuă să-i uimească pe ieșeni este legată de trecutul sângeros al orașului Celor Șapte Coline. Pe la începutul secolului al XIX-lea, în Iași a trăit un criminal, tâlhar și călău extrem de crud, Gavril Cioban, zis Buzatu, din cauza înfățișării pocite și fioroase. Misterioasa clădire despre care oamenii spun că este bântuită se află pe unul dintre dealurile Iașului, dispus spre ieșirea dinspre Bucium în zona Manta Roșie și, din câte spun legendele, aici ar fi fost adăpostul ultimului călău al Moldovei. Călăul Gavril Buzatu a devenit o figură cumplit de înfricoșătoare până și pentru contemporanii săi la începutul secolului al XIX-lea, atât din cauza faptelor sale, cât și a înfățișării pocite și fioroase. Fost țigan fugit din robie, acesta s-a apucat de tâlhărit și ucis la drumul mare. Dacă la început prăda singur, ulterior s-a pus în cârdășie cu banda de tâlhari a vestitului Ion Chetrariu, alături de care a împărțit atât prăzile bogate cât și anii de temniță. Din cauza atrocităților care s-au petrecut în această clădire istorică și a fantomelor care își fac apariția prin zonă, a făcut ca oamenilor să le fie frică să mai cumpere această casă sau măcar să fie restaurată. Și așa a ajuns să fie părăsită și înconjurată de bălării. O femeie care s-a mutat în apropierea acestei case în urmă cu 8 ani spunea că în tot acest timp a fost martora mai multor lucruri strani care nu odată au făcut-o să își dorească să plece cu familia în altă parte. Femeia și mai mulți localnici din zonă spuneau că noaptea se aud tot felul de urlete din acea casă, ba de fiară, ba de om, urmate de hohote de râs, iar alte ori, mai ales în nopțile de iarnă, se văd lumini care fug prin conac. Oamenii mai spuneau că au fost nopți în care câinii, care nu sunt nici pe departe domestici, domeniul ăsta pur și simplu i-a sălbăticit. Fugeau urlând înspre vale, iar prin curtea conacului își face foarte des apariția o arătare neagră care aleargă direct printre copaci. Preotul din sat a pus toate aceste întâmplări ciudate pe seama faptului că sufletul călăului sau a sutelor de victime ale acestuia nu și-au găsit liniștea pe lumea cealaltă și încă bântuie acest loc. Brașovul este un oraș misterios plin de legende medievale. Din punct de vedere turistic, este al doilea cel mai vizitat oraș din România, primind anual 1 milion de vizitatori. Una dintre cele mai întunecate legende ale Brașovului este cea legată de lacul Vrăjitoarelor, un lac în care erau înecate femeile considerate vrăjitoare. În prezent, peste acest lac se află strada Republicii și clădirea Moda Rom. Lacul Vrăjitoarelor a fost un loc plin de magie cu o vechime de peste 400 de ani. Femeile despre care se credea că fac vrăji aveau parte de un final tragic. Acestora li se legau bolovan de picioare și erau aruncate în lac. Călăii se asigurau astfel că bietele femei se înneacă și nu mai ies la suprafață. Din păcate, nu exista vreo posibilitate de scăpare. Dacă femeile reușeau totuși să iasă din apă, se considerau că erau slujitoarele diavolului și erau arse pe rug. Cu toate acestea, nu există vreo mențiune în documentele vremii că vreo femeie ar fi reușit să iasă din apă. În perioada Evului Mediu, oamenii credeau mult în superstiții, atât de mult încât erau în stare să ucidă femei nevinovate. Era de ajuns pentru o femeie să se spună că este tămăduitoare pentru a fi suspectată de vrăjitorie.
De obicei, aceste femei se ocupau cu prepararea unor leacuri pentru diverse probleme de sănătate. O altă categorie luată în vizor erau femeile foarte frumoase care nu erau căsătorite și erau o ispită pentru mai mulți bărbați. Sau femeile care nu se supuneau normelor sociale din acea vreme își găseau sfârșitul în apele tulburi ale acestui lac din centrul Brașovului. În acea perioadă, toate lucrurile ieșite din comun intrau în sfera vrăjitoriei. Oamenilor le era frică de vrăjitoare, credeau că puterile lor malefice le afectează familiile și întreaga societate, motiv pentru care era mai bine să fie ucise. Lacul vrăjitoarelor apare în multe documente din acea vreme, dar nu se cunoaște exact numărul femeilor care și-au pierdut viața acolo. Legenda vorbește de un număr de 100 de femei. De-a lungul timpului, mai multe persoane au susținut că în centrul Brașovului își fac apariția uneori siluete transparente ale unor femei îmbrăcate în alb care țipă din răsputeri sau fete îmbrăcate în haine vechi care stau ascunse pe la colțuri și dispar inexplicabil fără urmă. Unicul copil al lui Bogdan Petriceicu HD-ul, Iulia, avea să rămână cunoscută drept un copil precoce, o tânără genială. La numai 2 ani, aceasta recunoaște literele alfabetului, la 4 ani știe să scrie, la 6 ani deja avea scrise propriile poezii, iar la 8 ani dădea examenele pentru cursul primar. Devine prima româncă acceptată la facultatea de prestigiu Sorbona din Paris, însă destinul ei avea să fie unul tragic, stingându-se din viață mult prea devreme. La vârsta de 19 ani, Iulia HD-ul este răpusă de tuberculoză, boală pentru care nu exista leac la vremea respectivă. Doborât de durere, Bogdan HD-ul nu a putut accepta gândul că fiica sa nu mai era. La 6 luni de la moartea ei, pe când stătea la masa lui de scris, a simțit cum pierde controlul asupra mâinii sale, care prin câteva mișcări rapide a lăsat pe hârtia din fața sa un mesaj în limba franceză. Mesajul suna cam așa: sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea. Asta ar trebui să-ți fie îndeajuns. Semnat Iulia HD-ul. Și acesta nu a fost singurul moment mistic din viața celor doi. Se spune că scriitorul a construit castelul de la Câmpina după indicațiile primite chiar de la Iulia HD-ul, aflată deja în lumea de dincolo, în timpul unor ședințe de spiritism. De altfel, întregul castel a fost gândit ca un templu închinat Iuliei, plin de simboluri mistice, însăși baza castelului de la Câmpina are forma unei cruci. Unii localnici spun că noaptea o poți auzi pe Iulia cântând la pian în aplauzele mândre ale tatălui său, iar alții spun că în unele nopți de la geam poți auzi urletele de durere ale lui HD-ul sub forma unor strigăte de lup. Au existat și mărturii ale unor localnici care au văzut silueta Iuliei prin grădină, ținând în mână câteva margarete, iar a doua zi au găsit margaretele la fața locului, deși vremea de afară încă nu permitea creșterea acestora. Impresionante sunt și mărturiile personalului castelului, care confirmă acordurile de pian ce se aud în unele momente, dar mai mult de atât, surprind faptele reale care încă nu și-au găsit o explicație. Angajații au surprins prin intermediul camerelor de supraveghere 3 globuri luminoase care se plimbau dintr-o parte în alta în pivnițele castelului, locul neavând nicio sursă de lumină care să justifice fenomenul. Câmpia Bărăganului a fost transformată în teren arabil încă din secolul al XIX-lea. Tot de atunci au apărut și legendele despre comorile ascunse în pământul roditor de la Dor Mărunt. Comori ascunse în pământ și fântâni, asta spuneau bătrânii din Dor Mărunt, o localitate între Călăraș și Lehliu. Bătrânii au vorbit de-a lungul deceniilor despre flăcările ireale care le străjuiesc. De culoare albastră, aceste văpăi nelumești dansează pur și simplu în puterea nopții, au susținut mai mulți oameni în mărturiile lor. Unul dintre aceste locuri este cel cunoscut de localnici drept La Movilă. Povestea spune că în urmă cu mai mult timp, un sătean a descoperit aici un ulcior plin cu bani de aur când ara pământul. Om bun de fel, el a împărțit cu alt săteni avuția picată din cer. Miliția a aflat și le-a confiscat țăranilor toate monedele găsite, astfel că nu se mai știe pe cine a lovit blestemul galbenilor. Gheorghe Prepeliță a descoperit peste 100 de monezi de aur. El n-a dorit să împartă comoara cu nimeni și a construit case, grajduri și și-a cumpărat turme de vite și haine scumpe.
La 7 luni de la descoperirea averii, blestemul a lovit crunt. Nevasta lui s-a aruncat fără motiv într-o fântână, iar la câteva săptămâni după, la fel a procedat și ginerele Săteanului. Peste un an, fiica lui Prepeliță s-a spânzurat chiar lângă aceeași fântână. Cu sânge a plătit și un alt sătean care a descoperit o comoară în câmpia Bărăganului. Pintecan a găsit un butoiaș cu galben de aur îngropat la rădăcina unui nuc. În noaptea următoare, o voce i-a spus în vis să construiască o biserică acolo unde a descoperit banii. În caz contrar, îl va ajunge blestemul comorii. Dimineață, Pintecan a și uitat avertizmentul și s-a dus repede la familie pentru a da marea veste. Ulterior s-a apucat de afaceri prospere și a mers foarte bine vreo 2 ani. Când credea că blestemul poate nici nu există, el și-a găsit băiețelul de 2 ani spânzurat între gratiile de la pătuț. În noaptea de după nenorocire, aceeași voce l-a avertizat că dacă nu face biserica, urmează necazuri și mai mari pentru el. A fost atât de șocat de cele întâmplate, încât a construit cea de-a doua biserică a satului, vizibilă și în ziua de azi. În mai multe zone din țară, oamenii au fost martorii unui fenomen bizar. Mașina urca singură dealul, deși avea motorul oprit. Cel mai cunoscut loc este în Maramureș și este considerat un loc cu proprietăți paranormale. Deși fenomenul mașinii care urcă singură dealul a fost întâlnit în mai multe locuri din țară, cel mai cunoscut este în Maramureș, pe drumul dintre Budeș și Cavnic. Merge singură, mă, mâncați! Vrei să nu o bagi în șanțul. Asta nu e nicio iluzie, om! Lasă o să vadă panta! Da, da! Acolo se află o pantă unde dacă oamenii scot mașina din viteze, aceasta pornește singură la deal. Fenomenul are loc și dacă sunt amplasate niște bile pe asfalt sau dacă torni apă. Uite, om, care să urcă în sus apa. Asta e ceva de neimaginat. Uite, urcă pe asfalt. Băi, fratele, nu e nicio iluzie, ochii de la gata, mai e pantă, mă, frate, se vede clar. Cu toate că oamenii cred cu tărie că este vorba despre un fenomen paranormal sau despre o zonă puternic magnetizată, cel mai probabil este vorba doar despre o iluzie optică, ochiul fiind mințit de peisaj că drumul urcă la deal, când în realitate el coboară. Experții sunt de părere că este vorba despre o rupere de pantă cu schimbare de unghi, dând impresia de deal, deși panta continuă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, una dintre cele mai cunoscute legende urbane din zona Dejului, mai precis din Ogna Dej, era cea a fetei în alb. Se povestește că în partea de sud-vest a Ognei există o porțiune de drum pe care cei din zonă o ocoleau pe cât puteau din pricini felurite, dar mai ales din cauza unor accidente inexplicabile ce se petreceau aici. Spre exemplu, o căruță plină cu lemne s-ar fi răsturnat pur și simplu strivindu-l pe căruțaș. Un tânăr trupe și sănătos s-ar fi prăbușit brusc la pământ, iar când și-a revenit avea mințile rătăcite, iar o femeie a fost găsită moartă pe marginea drumului. Oamenii credeau că există o cauză supranaturală în spatele acestor întâmplări și mulți ar fi declarat că au văzut o femeie tânără în veșminte albe pe o parte a drumului noaptea, care la început părea că are ochii mari și negri. Cel puțin așa zicea un anume marin, care s-a trezit într-o noapte din cauza unor bătăi în ușă. Omul locuia singur, într-o căsuță aflată nu departe de drumul Săscutului și ar fi fost, se spune, unul dintre puținii care a scăpat teafăr din întâlnirea cu fata în alb. Cum bătăile în ușă deveniseră tot mai puternice, bărbatul a întrebat cine este, iar o voce stranie și nepământeană i-a spus să închidă ochii și să numere în gând până la 100, fără să scoată un sunet, că altfel va muri. A deschis ușa, dar nu era nimeni acolo. Fiind un om superstițios, a închis ochii și a început să numere în gând. A rămas nemișcat până la 49, când de curiozitate a deschis ochii, iar în fața lui era fata în alb.
Omul împietrit de spaimă începu a rosti o rugăciune în gând, convins fiind că i-a sunat ceasul, dar nu s-a întâmplat nimic. Arătarea s-a topit în noapte adâncă și dusă a fost. Un alt ognean ar fi zărit-o pe fata în alb la o răscurce de drumuri într-o noapte cu lună plină, dar omul a iuțit pașii și nu s-a uitat nici în dreapta, nici în stânga, nici înapoi și a scăpat teafăr. De la această întâmplare, fata în alb nu a mai fost văzută, însă ea se arată doar cu prilejul unor accidente sau catastrofe și fiecare dintre aparițiile ei sunt de rău augur prevestind necazuri. Maramureșul a avut parte de-a lungul istoriei de crime care au făcut în conjurul României. Crime care au putut fi greu explicate chiar și de către anchetatori. Fapte care erau comise de persoane cunoscute ca fiind liniștite și despre care nu ar fi spus nimeni niciodată că ar fi capabile de așa ceva. Au existat și legende urbane legate de anumite infracțiuni care erau puse pe seama celor cunoscuți de toți copiii din municipiu drept îngerii negri. Nu există băimărean care să nu fie auzit de așa numiții îngerii negri. Pentru cei care nu știu, povestea acestora începe undeva prin anii 1980, când mai multe cazuri neelucidate au fost puse pe seama unei organizații secrete specializată în răpirea copiilor și în crimă. Îngerii negri ar fi activat în Baia Mare timp de 4 ani, mai exact în perioada 1988-1992. Legenda spune că Îngerii Negri erau o organizație secretă care răpeau copiii pentru a deveni ulterior adepții grupului. Membrii organizației se ascundeau pe sub poduri sau în canalizările din Baia Mare, iar noaptea umblau în căutarea victimelor. Sunt băimăreni care susțin varianta că Îngerii Negri se antrenau seara pe acoperișul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, iar noaptea umblau pe străzi. Legenda spune că indivizii intrau peste familii în casă, ucideau și prăduiau. Alții spuneau că îngerii negri erau ființe supranaturale. Mulți dintre cei care au fost copii în acea perioadă aveau prieteni care se jurau că au văzut un bărbat îmbrăcat în negru, dispărând ca o umbră. Dovezi că această organizație a îngerilor negri a existat vreodată nu există. Existau în schimb prin oraș tot felul de scrieri pe pereții clădirilor cu sintagma îngerii negri. Ca orice poveste urbană, organizația Îngerii Negri a pătruns adânc în mentalitatea urbană. Istoria capitalei abundă în fel și fel de istorisiri ciudate și macabre. Printre ele se numără și un mit urban care face referire la câteva mijloace de transport în comun care bântuie orașul. O legendă spune despre un troleibuz cu numărul 75 care circulă pe ruta Universitate Gara de Nord. Din poveștile împrăștiate peste tot prin oraș, aflăm că o tânără s-a urcat într-o noapte de la Teatrul Național în acest mijloc de transport pentru a merge spre Gara de Nord. Ea aștepta autobuzul 85, dar în stație și-a făcut apariția în mod misterios unul cu numărul 75. Odată ce a urcat pe ușa din mijloc în vehicul, ea a început să simtă un miros îngrozitor și a coborât imediat. Când era să cheme un taxi, tânăra a văzut un alt troleibuz care se îndrepta spre stație, așa că a preferat mijlocul de transport în comun. Fata a fost singurul pasager, iar mașina în care s-a urcat a doua oară părea mai nouă și mai curată, însă avea același număr 75. Cu toate acestea, șoferul nu se vedea nicăieri, iar până la Gara de Nord, troleibuzul a mers fără să oprească în vreo altă stație. Ajuns la destinație, troleibuzul s-a oprit, ușile s-au deschis fără să fie activate, iar luminile s-au stins. Când a coborât, tânăra a observat că a ajuns exact în urma primului troleibuz în care se urcase. Iar ca din senin, șoferii mijloacelor de transport în comun au coborât și au început să vorbească de mama focului. Mi-a împuțit mașina, a putut să prindă din discuția lor tânăra. În zilele următoare, ea a verificat dacă există linia 75 în parcul RATB, dar a rămas extrem de surprinsă când a aflat că aceasta nu era trecută nicăieri. Podul lui Dumnezeu sau podul natural, cum i se mai spune, se află în centrul localității mehedințene Ponoare, fiind o uriașă arcadă de piatră peste care trece șoseaua Baia de Aramă-Drobeta-Turnu Severin, traversând Valea Pragului.
El s-a format prin prăbușirea peretelui superior al peșterii și se impune în peisaj prin masivitate. 30 de metri lungime, 13 metri înălțime, 22 de metri lățime și 9 metri deschidere. Există mai multe legende legate de acest pod natural. Se spune că în peștera Ponoare locuia necuratul, ocupându-se liniștit de răutățile sale. Însă oamenii l-au rugat într-o zi pe Dumnezeu să-i scape de diavol, iar acesta, ascultându-le ruga, a lovit tavanul peșterii, prăbușindu-l peste intrare. Diavolul priceput a scăpat prin a doua ieșire a peșterii, agățându-se cu ghearele de un deal și formând astfel cele două câmpii denumite astăzi Afrodita și Cleopatra, iar legenda spune că el veghează asupra oamenilor care vizitează locul fără a mai putea să-și ia reședința. O altă variantă a poveștii spune că Sfântul Nicodim căuta cascada ce i s-a arătat în vis și deasupra căreia voia să construiască o mănăstire. În drumul său a oprit la Ponoare, unde a fost însă acuzat de furt și alungat de săteni. Atunci, pentru a putea scăpa, Dumnezeu i-ar fi construit podul ca să-i ușureze trecerea printr-o mișcare arcuită a mâinii. Nicodim nu a fugit însă fără a lăsa în urma lui un blestem, acela ca apele să fie înghițite și să nu permită niciunei vietăți să trăiască acolo. Apa este acum înghițită de peșteră care o revarsă la ploile puternice, iar nicio vietate nu trăiește în lacul de lângă ea. În comuna Frecăței, Tulcea, se află mănăstirea Celic de Re, iar în mănăstire se află o icoană care se curăță singură și este numită Icoana Mântuitorului. Povestea icoanei începe în timpul războiului ruso-turc, atunci când un soldat rus a dăruit icoana localnicilor de pe atunci. Icoana era neagră și acoperită cu un fel de pâclă groasă. Soldatul care a adus icoana aici a spus că a găsit-o lângă un copac și că în acel moment o voce i-a spus că aceasta se va curăța singură, iar Mântuitorul va deschide ochii și trebuie dusă neapărat la prima biserică care îi iese în cale. Soldatul a ascultat de acea voce și a dus-o la mănăstirea Celic de Re. În timp icoana s-a curățat, iar Mântuitorul are ochii întredeschiși și probabil că în viitorul apropiat îi va deschide. Undeva între orașul Carei și comuna Petrei Satul Mare, la 170 de kilometri de Cluj, în mijlocul pustietății se află o biserică modestă, dar foarte frumoasă. Este acea frumusețe laică, simplă ce liniștește, în fața căreia se află o cruce și doi butuci de viță de vie. Despre acest colț de țară, unde pare că timpul este oprit în loc, există puține informații, însă legenda nu lipsește. Ca orice loc misterios și curios, și acesta are o legendă proprie. Se știe că acolo unde este o biserică, cu siguranță există sau a existat o așezare umană. De obicei, biserica reprezintă centrul satului, iar despre satul din jurul acestei biserici se spune că a dispărut pur și simplu. Legenda spune că acum câteva sute de ani în urmă, doi localnici au mers la târgul din Carei, iar la întoarcere au găsit doar rămășițe a ceea ce amintea de satul lor. Se pare că satul ar fi fost înghițit cu totul, și cu oameni și cu case, rămânând doar biserica, cei doi butuci de vie și crucea. Un detaliu interesant este acela că întinderea este una de câmpie, lipsind dealurile, dar biserica se află pe o ridicătură de pământ, ceea ce se crede că ar fi o reminiscență a mișcării pământului atunci când satul a dispărut fără urmă. Pe vremuri, de sărbătoarea Sfintei Marii, acest lăcaș de cult era cu adevărat un loc de pelerinaj, fiind considerată o biserică făcătoare de minuni, pentru că în fiecare an de Sfântă Mărie, la miezul nopții ușa bisericii s-ar fi deschis singură, fără chei sau intervenția cuiva, iar după 24 de ore s-ar fi închis tot singură. Conacul Zarifopol, situat în satul Cârligii din județul Bacău, este un conac construit în anul 1850 de către boierul moldovean Ștefan Cataragiu, ajuns mai târziu în proprietatea unei familii grecești, deoarece primul proprietar s-a sinucis. În urma poveștii despre proprietarul care s-a sinucis, construcția a ajuns să fie considerată loc bântuit, localnicii numind-o Casa Diavolului.
Oamenii locului povestesc cum stafia celui care s-a sinucis apare în unele seri pe balconul conacului, iar în nopțile cu lună plină bântuie locul propriei tragedii cu un sfeșnic în mână și se oprește lângă un copac din curte, plânge în hohote și spune că este blestemat să rămână în acest loc până la sfârșitul veacurilor. Oamenii spun că acel loc în care se oprește și plânge este locul în care s-a sinucis. Pe lângă toate aceste povești înfiorătoare, conacul Zarifopol este o clădire impunătoare care înfruntă tăcută vremurile. În zilele ei bune arăta ca o adevărată reședință boierească. Casa Diavolului, așa cum a ajuns să fie cunoscută, clădirea aflată într-o avansată stare de degradare de pe strada General Praporgescu numărul 19, iese în evidență datorită iederei dese care acoperă o bună parte din fațadă și prin cei trei câini care o veghează zi și noapte. Istoria clădirii a fost marcată de două evenimente sângeroase. Primul eveniment este reprezentat de o crimă dublă. Se povestește că în perioada interbelică, două tinere au fost ucise cu sânge rece chiar într-una dintre încăperile casei de pe strada General Praporgescu. Criminalul nu a fost identificat, iar modul deosebit de brutal în care tinerele au fost ucise i-a condus pe investigator la ideea unei crime ritualice. Câțiva ani mai târziu, un alt eveniment avea să perturbe liniștea cartierului. Tot în Casa Diavolului, care deja căpătase renumele de loc blestemat, a fost găsit trupul neînsuflețit al unei alte tinere. De această dată, cazul a fost clasat drept sinucidere. Legenda spune că în această casă ar sălăjlui o entitate demonică a cărei prezență malefică poate fi simțită de la mare distanță. Se mai spune că în nopțile cu lună plină, pe fațada casei apare scris cu litere roșii numărul 666, numărul bestiei. Vârful Gugu sau Muntele Gugu este cel mai înalt vârf al masivului Godean, cu altitudine de 2291 de metri și este cel mai ascuns vârf din Carpați, fiind situat la o distanță apreciabilă de orice infrastructură. Este un spațiu înconjurat de mistere, unde au fost semnalate tot felul de fenomene luminoase strani. Există și o legendă care spune că pe Muntele Gugu ar fi locuit Zamolxe, și acesta este motivul pentru care muntele este considerat un loc sfânt, dar și un punct cu o încărcătură energetică mare. Se mai zvonește că muntele dispare subit la anumite ore din zi sau că Decebal și-ar fi ascuns comoara undeva pe Muntele Gugu, sperând ca spiritul marelui preot să o păzească de vremurile grele. Vârful Gugu este menționat în lucrarea Enigmele miturilor astrale, care spune că această zonă din România este centrul unui punct esențial energetic al planetei, fapt care explică longevitatea locuitorilor de la baza muntelui. În inima munților Orăștiei, din județul Hunedoara, se află una dintre cele mai importante zone turistice din România. Este vorba despre Sarmisegetuza Regia, un loc înzestrat cu un relief aparte, bizar, încărcat de o istorie remarcabilă, dar și de multe legende. În urmă cu două milenii, pe acest meleag se afla vechea capitală a Daciei, un oraș înfloritor cu o cetate întinsă pe aproape 3 hectare, înconjurată de numeroase așezări. Acum, pe culmile împădurite, pot fi văzute doar vestigiile unei culturi care fac parte din ființa noastră. Deși din vechea cetate au rămas doar ruinele capitalei, locul pare încă viu, transmițând o energie debordantă și mister. Se presupune că această senzație este creată de unele portaluri energetice, locuri sacre care au fost menținute vii și active în decursul mileniilor. Acesta este principalul motiv pentru care Sarmisegetuza Regia atrage anual mii de vizitatori curioși care vor să simtă vibrația locului. Majoritatea persoanelor care au ajuns la Sarmisegetuza spun că energia locului este ceva peste înțelegerea umană. Există persoane care garantează că sacerdoți nevăzuți încă susțin ritualuri aici, că numeroase duhuri încă bântuie locul și că se simte prezența a numeroase entități, ghizi spirituali și ființe superioare nouă.
La fel ca în situația pădurii Hoia Baciu, oamenii de știință ridică din umeri când sunt întrebați despre acest lucru. Explicațiile cele mai plauzibile venind până acum numai de la oameni spirituali, pentru că acest loc este o poartă de comunicare cu o lume paralelă și un loc ideal pentru meditație. Un alt loc care ridică multe semne de întrebare este zona Carpaților Meridionali și este vorba de Șușovăț, comuna Semeni, unde există o fântână miraculoasă unde mii de oameni s-au vindecat. Oamenii spun că acolo apar un fel de perdele semi-invizibile. Ba chiar foarte mulți piloți au mărturisit că în această zonă au văzut obiecte stranii zburătoare. Legendele mai spun că nu foarte departe de acest loc, în timpul celui de-al doilea război mondial, în această zonă s-au prăbușit multe avioane fără să se tragă niciun proiectil. Mai mult de atât, s-au mai prăbușit două iaruri și un avion sovietic fără a exista ulterior un motiv anume. Oamenii se feresc să treacă prin acest loc în noaptea de Paște sau de Anul Nou, deoarece se spune că în aceste perioade ale anului, aici se aprind flăcări care parcă vin dintr-o altă lume.